Dragilor, eu sunt Stella Stratulat. Astăzi vă prezint o rețetă delicioasă de chifteluțe de pește într-un sos delicios. Haideți să vedeți exact cum am preparat și această rețetă. Așa, deci primul pas este să gătim peștele ăsta ca să putem să scoatem oasele ușor din el. Ce fac eu? Îi dau cu sare. Am 4 pești. Nu sunt foarte mari. Nu contează ce fel de pește. La mine e un pește din Marea Grecească, țipura, sau dorado, cum este în Franța și Italia. De același pește mediteranean. Așa, l-am dat cu sare. Acum vin cu oțet. Așa. Și punem mult oțet. Dar să și reușesc. Sticla asta mea de oțet face figură. Bun, deci ideea este să-i scăldăm în oțet. Așa. Îi facem o baie în oțet. Peste tot. Bine. Se pune oțet suficient de mult cât să bultească așa în oțet, observați, da? Și acum îi acopăr cu o folie alimentară și îi las la frigider până a doua zi. Mâine am să lucrez cu ei. Astăzi am gătit pasul ăsta, dar mâine fac chiftelele. De ce fac pasul ăsta? Ca să pot să le scot oasele ușor și carnea o să se gătească rapid. Ea practic acum se marinează, da? Și în felul ăsta chifteluțele o să le facem și gustoase și rapid. Acum urmează partea cea mai interesantă, să scoatem carnea de pe pește. Să nu vă speriați că nu este atât de greu cât pare. Eu în 6 minute cred că am scos de pe 4 pești. Deci mai mult te sperii decât în sine lucrul în sine este. Așa, se desface și se scoate carnea. Ea iese ușor datorită oțetului. Observați, da? Cum se scoate de pe... Jumulim peștele. Da, jumulim peștele, exact. Am luat 4 dorada, 1 kilogram. Oricum, asta se numește superfood, da? Este o mâncare... Da, peștele se gătește un pic mai greu, de aia în restaurante felurile de mâncare cu pește este mai costisitor, pentru că și munca bucătarului este mai multă, dar merită. Când doriți să mâncați ceva sănătos, delicios, necesită să dați un pic din timpul dumneavoastră ca să gătiți acest fel de mâncare, dar vă garantez că rezultatul merită, pentru că vom crea niște chifteluțe delicioase cu un sos superb. Deci ați înțeles, aici stăm și ne jucăm cu peștele. Tot ce mi-a rămas de la pește, am pus cu apă, am pus la fer, deci vom face un sos foarte gustos. Am pregătit aici, am o ceapă, 2 morcovi mari, 5 căței de usturoi, aici avem carnea de pește și acum urmează, cu ajutorul unui robot, să mărunțesc toate aceste ingrediente. Acum, adăugăm un ou, ținem cont că peștele nostru deja este sărat. Știți bine, noi când l-am pus în oțet, am pus oțet cu sare. Deci da, eu sare nu mai adaug, vin doar cu mixul de mirodenii pentru pește, despre el am vorbit. Acolo găsiți la mixul unde am prezentat mirodenii, carne, pește, legume. Am să las la descriere linkul către mix în cazul în care n-ați văzut. Nu-mi place să mă repet. Și așa în multe rețete sunt unele informații care le dau repetitiv. Deci amestecăm. Se amestecă foarte, foarte bine. Între timp fierbe supa noastră, deci da, din aia vom face un sos delicios. Nu aruncăm nimic. Că oasele de pește, capul, știți bine că ne dau o zeamă foarte gustoasă. și noi din acea zeamă vom face un sos pentru chifteluțe, dar inițial acum așa, le-am amestecat bine, acum vom forma chiftelele. Chifteluțele le-am untat pe un pic de ulei într-o tavă, acum merg la cuptor la temperatura de 200 de grade, noi între timp vom găti sosul pentru ele. Strecurăm zeama în vasul de la blender. Acum lăsăm un pic oasele astea să se răcească. Dacă pe ele au mai rămas ceva carne, o culegem, dacă nu, merge direct la gunoi. Jumătate din cantitatea de zeamă de pește am păstrat-o pentru alte feluri de mâncare. Vreodată să vreau să fac o aromă de pește, am să o folosesc, deci se păstrează la frigider. Aici am păstrat doar 500 de mililitri de zeamă. În ea adaug o lingură de amidon, un pic de sare, mirodenile pentru pește. Deci este în vasul de la blender. 2 căței de usturoi, câteva roșioare, puteți și roșie, și un ou. Și acum vom mixa toată compoziția aceasta. Când chifteluțele s-au rumenit, adăugăm supa aceasta și le mai punem la cuptor pentru 10 minute. Servim chifteluțele, observați sosul nostru cum s-a îngrășat, este așa cremos, miroase foarte, foarte bine, e foarte gustos. Eu am să-l pun într-o farfurie și după aia fiecare servește cât dorește. Nu porționez, doar am să pun un pic de verdeață deasupra. Pentru cei care iubesc mămăliga, se potrivește de minune la acest fel de mâncare. Deci venim cu un pic de pătrânjel și în felul ăsta am servit chifteluțele de pește cu un sos delicios. Eu vă recomand cu drag, dragilor, dacă sunteți la regim alimentar sau vă place peștele, neapărat să gătiți și această rețetă.